Salutare prieteni, eu sunt Sordaciu și acesta este episodul 4 din The MVP pe FIFA 17. Bine ați venit la un episod nou. Data trecută am avut parte de un rage quit al adversarului în minutul 60 la scorul de 3-0 pentru noi. Să sperăm că astăzi o să reușim să jucăm 90 de minute. Înainte să mergem să vă arăt cele 5 upgrade-uri noi, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade noi din această serie și de ce nu pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Am ajuns la Silver Non-Rare. O să vă arăt chiar acum. Deci, a trebuit să schimbăm fundașul central Carter Vickers cu acest Pennington de la Everton. Am pierdut pace și asta nu-mi place. Am pierdut 10 pace, dar am câștigat defending și physical. Totuși, eu am nevoie de pace pe final. S-ar putea ca minutul 45 sau poate mai repede să-l bag pe Carter Vickers. Eu m-aș fi gândit să-l bag de la începutul meciului, dar încă nu sunt hotărât. Mai departe l-am schimbat pe Sinclair cu acest Calvert-Lewin, tot de la Everton. Am câștigat puțin pace, dar am pierdut weak foot și contează asta. Iar în partea stângă l-am schimbat pe Sims cu James, nu e James Rodriguez, să facem o glumă. Am pierdut și aici pace, dar nu avem ce să facem, trebuie să respectăm regulile jocului. Iar am mai rămas cu două upgrade-uri de făcut și am dus portarul, l-am luat pe Grant în locul lui Pope. Am câștigat 2 overall general și la statusuri e mult mai bun. Iar în mijlocaj, central-dreapta, l-am schimbat pe Edwards deoarece am fost nemulțumit de el, a ratat acea ocazie. Și oricum trebuia să facem un upgrade de la 58 rating la 73, eu zic că este destul de bine. Clayton îl cheamă și e de la Middlesbrough, cei care ne-au umilit în 2005, vorbesc de Steaua, când de la 2-0 s-a făcut 4-2. Haide să mergem mai departe, să nu mai zăbovim atât, să jucăm încă un match. Iar dacă îl câștigăm, sărbătorim titlul în divizia 10-a. Haideți să vedem ce adversar întâlnim astăzi. Sper să facem rost de câteva upgrade-uri și astăzi. Am pus eu boost-uri de fitness și contracte. De fapt, contracte n-am pus, că s-au schimbat jucătorii. Am mai dat lui Walcott câteva. Avem peste tot linii verzi, după cum vedeți. Deci chemistry-ul este 100% și e pe verde, totul, jucătorii se înțeleg nemaipomenit, toți sunt din Premier League, toți sunt engleși. Haide, găsește-ne un adversar că vrem să jucăm. Sper să vă placă și acest episod, prieteni. Suntem deja la numărul 4 și ne descurcăm destul de bine. Data viitoare sper să intrăm în divizia 9, să jucăm primul meci acolo. Haide mă, nu găsim niciun oponent. Mai dăm încă o dată. O să fie puțin mai complicat acolo. Haide. Dar dacă vă întrebați de ce nu tai la montaj, vă spun că nu randez, deoarece se randează foarte, foarte greu. Un minut de randat îmi ia în jur de 8-9 minute, vă dați seama, la 20 de minute ar trebui să aștept în jur de 3 ore și n-am acest timp necesar. Că altfel aș fi pus mai multe meciuri pe episod și aș fi băgat doar faze importante, dar poate în viitorul îndepărtat, când o să fac upgrade la PC. Jucăm în alb astăzi, ia să vedem ce echipă etalează. Adversarul de astăzi îl are pe Alex Hunter, luat din The Journey, iar în dreapta e, cine era, mă? Navas, așa zice? Am și uitat. Da, Jesus Navas. În rest nu cunoșteam pe nimeni. FC Budapest, de jucăm cu un maghiar. Mult succes! Dar sper să câștigăm noi. Îl recuperăm. Ah,
Și cred că s-a accidentat un jucător de-al lui. Hai, Walker, că te-am văzut. Ce pasă, deviez cu capul și... Ah, că n-a mers, n-a mers pasa. Ce păcat, ce păcat. Ar fi debutat cu un gol. Mijlocașul nostru ofensiv stânga. Acum punter la balon. Bun. Am recuperat și plecăm pe contrapie. Prin James. Frumos. Ah, iar n-a mers, mă, pasa, mă. Greșim pasă și asta nu-mi place. Frumos. Dă-i gaură, ia uite, mă. Bun, nu trebuia saltată, trebuia pe jos, urnaciu, ce-ai făcut, nașo, nașo. Bun, recuperăm rapid. De la Walker, ți-i izbește mingea Edwards, încercăm, șut, ah, ce șut al lui Reid. Fundașul nostru dreapta, dacă nu mă înșel, unde a ajuns la finalizare. Hunter. Bine, mă. Acum Reid pentru Ward. Mai departe Walcott, Ward. Înapoi la Walcott. Haide, hai Walcott, puneți în valoare viteza. Ah. Ce am încercat pe acolo. Fault, da, corect. Reid a faultat. Hai în față Walcott, că pasează aici, eram sigur. Pleacă, nu e offside. Bine, Walcott poate să facă 1-0. E 1-0, prieteni, din minutul 17. MVP-ul Theo Walcott marchează, după ce am speculat tot cu el, o greșeală a adversarului și am plecat pe un contraatac în doi oameni. Avem până acum două upgrade-uri și e foarte bine, 100% l-avem. Bine, mă, din nou Walcott, frumos, trecem, intrăm în centru, n-am reușit să intrăm în centru. Îi dă pasta, frumos, am stat la cutie, însă era să ne coste, deoarece n-am făcut-o bine. Da, uite, Reid greșește. Și aruncă în careu, bine că avem fundaș acolo. Nu, nu, primul gol luat în această serie, fix de la Alex Hunter am luat primul gol. Cu greșeală. James, 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 șuta! Ah, ce bine ar fi fost să intrăm din nou un avantaj foarte repede. Hai că e bine. Aoleu, trebuia să întorc pentru Walcott. Bine, mă. Asta bine pe picioare. Haide, hai. Hai că ești nou atacant. Pasă decisivă. Trebuia să fac preluare cu Clayton. Nu vine să cred că am tras din prima. Ce păcat. Uitați, așa se ratează ocaziile. Ne batem joc de ele și în fotbal te costă. Bine, mă, Guir. Ah, că n-a mers. Edward se recuperează, îi dă pasa lui James. Nu să pierdă James. Și Navas la balon acum. Alex Hunter n-are nicio șansă în fața lui Pennington. Hai, 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 pleacă, pleacă, te-am văzut. Așa, mă. Așa, Walcott. O aruncăm în care eu nici nu știu ce să facem. Frumos. Shoot! Ah!
deviat în corner. Am zis că schimb, dar am uitat. Mă, ce am făcut, mă? Hai, Edward, centrare de calitate! Păcat că s-a dus pe lângă poartă, lovitura de cap a fundașului nostru central, parcă. Da, nou nostru fundaș central. Băi, ia uite mă că n-a ajuns pasa la Theo Walcott. Pe bune, frate. O reușim să luăm mingea. Bine că o pierde el. Ce pasă și n-a fost offside. Frumos Ward, însă n-a mai apucat să și șuteze. S-a văzut că n-avem viteză. Și acum îi pleacă pe contraatac. Nu e nimic. Corect, asistent. Foarte corect. Haide, mă, bine. E, am trecut de ăla și am dat pasa prost. Meci destul de complicat. Și meci de divizie, de câștigare a diviziei. Bine că șutează pe lângă Alex Hunter. Nu știu, repunem. Haideți că repunem. Că nu este niciun pericol. A plecat, ce bine a plecat Walcott. Centrăm. Centrăm! Ah, centrăm, da. Degeaba. Intrăm cu 1-1 la pauză. Oh, și-am dominat, oh, a avut un singur șut pe poartă, noi două, însă noi am ratat multe șuturi. Facem niște schimbări încă de pe acum. Pe cine băgăm, frate? Băgăm așa. Sinclair, să-l bag. Bag pe Carter aici. Am nevoie de viteză și pe Sinclair, mă, să-l bag. Nu, vreau să-l bag pe Sims. Haide să vedem ce ne rezervă repriza a doua. Oh, ce frumos trece, n-a mai mers și cu fundașii centrali. Șuta! Respinge, mă, bă, respinge Sorari, mă. Din nou Walcott. Hai, Brown. Aruncă bine să dăm gol din corner. Da, prinde Sorari. Clayton cu șut! Din nou Sorari, bă, ești nebun. Ce șuturi trag ăștia de bronz. Oricum, era pe centru porții. Hai să schimbăm din nou. Hai, Brown. Și, he-he, Clayton. Noua achiziție, cel de Silver Non-Rare. Face 2-1 în minutul 51. Și trecem din nou un avantaj. Trebuia să aprind lumina în cameră, că deja apune soarele și se mișcă facecam-ul nasol, dar n-avem ce să facem. Episodul ăsta o lăsăm așa. Bine, Ray, dar că dacă rămâneai cu mingea la picior și reușeai să treci și de fundașul ăla, era o fază periculoasă. Bine, mă. No, no, am crezut că se demarcă bine, că a recuperat. Haide, Theo. Bine, Theo. N-a mai mers. Șmecheria. Intră, nu-i nimic. S-a lăsat avantaj. Nu cred că luăm și al doilea gol. Cred că i s-a accidentat un jucător.
Plecăm pe contraatac, reușim. Îl văd pe Teo Walker demarcat. N-a fost offside, n-a fost offside, pasă! Incredibil! Storari scoate din nou și se cam întunecă în cameră. Trebuia să dau pasa mai departe și aș fi marcat cu poarta goală. Ce păcat. Prinde Storari. La 3-1 aș fi închis meciul. Da, încă se joacă. Bine, Maguire. Hai, rămâi acolo. Rămâi, ce ai făcut, Maguire? Da, bine că am scăpat cu fața curată și încercăm din nou partea contraatacului. Frumos, frumos. Haide, Walcott, Walcott, Walcott. Ho, oh, am încercat un shot la colțul scurt, însă Storari a fost pe fază. Câte ocazii. Mie să nu se întâmple ceva, să ratăm victoria. Prinde din nou Storari. Bine, Maguire. Walcott. Frumos, acțiune frumoasă. Shoot! Din nou Storari, hai Walcott. Oh, ce-a încercat, o semi-foarfecă. Atât mult. Pai, încă o ratare, încă o ratare. Nu vine să cred că te ratăm. Haide, haide, deposedează-l. Bine, bă, băiatule. Oh, ce frumos a decurs această fază. Pasă și incredibil Storari. Ce intervenție, ce intervenție. De fapt, ce intervenție că a avut o grămadă. Îi ține în joc, nu-mi vine să cred, frate. Oh, fault, fault. No, nu-i bine. Noi bine, bine că șuta a fost îngrozitor. Nu, aș fi vrut să joc pe Walcott, dar n-a mers. Bine, raid. Oh, că n-a ieșit iar pasa, bă, să-mi bag piciorul. Câtă baftă pe oponentul din acest episod. Încercăm, aproape să ne iasă și pleacă pe contraatac, însă nu merge. Merge acum, merge acum că am greșit noi, băgamea și picioarele. Oh, mai departe. Navas trage și este 2-2 în minutul 80. Cum ziceam, fotbalul te pedepsește. Avem o grămadă de ocazii, s-ar putea să și pierde meciul. Ne-am jucat cu ocaziile. Haide, Walcott, haide. N-a mers, poate acum. Trebuia să dau drum mai repede la mingea aia. Băgamea și picioare și pleacă din nou pe contraatac. De ce s-a oprit fundașul? Bine, fate. Hai să încercăm și noi. Ce pasă, frate. Alex Hunter, Alex Hunter, Alex Hunter, însă nu merge șpilul. Hai, pleacă, pleacă, Walcott, că te-am văzut. Ai pierdut un tempo, a pierdut un tempo, a pierdut un tempo. Pară și e gol, prieteni, în ultimele minute. Incredibil.
Uitați că fotbalul Tema Hero îți plătește. Nu doar te pedepsește. Oricum am avut ghinion la șutul lui Theo Walcott. Bine că a fost acolo atacantul nostru și a reușit să o bage în poartă. Bine, Sims. Bun, sărbătorim titlul, prieteni, în divizia 10-a. După un meci nebun. Cu victoria venind în minutele de prelungiri. Acesta e primul gol al lui Theo Walcott. Și avem 4 upgrade. Nu, ce 4 upgrade-uri vorbesc eu? 2 upgrade-uri, diferență de un gol și golul lui Walcott. Da. Deci 2 upgrade-uri pentru episodul următor, 2690 de coins, 2000 doar că am câștigat divizia. Am luat 2 goluri, destul de mult, dar n-avem ce să facem. Important este că am câștigat și că data viitoare o să ne aștepte divizia noua și adversari ceva mai puternici. O să mai aducem 2 jucători de argint non-rare. Sper că v-a plăcut acest episod, prieteni, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Eu sunt Surdacio și până data viitoare dau cu pace, vă aștept și în episodul următor. Pe data viitoare!